mutat în centru. A plecat Tănasie. Foarte bună combinație și este golul Timei Tătar. A așteptat mult Timea pentru a-i putea să marcheze de acolo, din acea poziție. Au trecut multe minute de la acest al treilea ei gol. La 12 pentru Dunărea Brăila, după ce CSM-ul se dusese repede la 4-1. Mehmedović, Armen Martin, pasă dată greșit pentru Lobaci, mingea a fost atinsă, cred, de Bebe Perianu. Un soi de frenezie în tribune. Perianu, e gol! Palma a fost ridicată și Dunărea Brăila conduce cu 14-12. E, sigur că e încă de vreme, dar ar fi o surpriză. Hai să mai spunem o dată numele jucătorilor CSM-ului aflate în teren în acest moment. Mehmedović, aduce-se de la Budușnost. Năsian Iombla, jucătoare care a evoluat în Liga Campionilor sezonul trecut la Florin Loire. Lobaci, Jorgensen, Gulden, Cristina Vărzaru sau Carmen Martin, depinde cine folosește în extrema dreaptă. Paula Ungureanu, echipă senzațională. Și Dunărea Brăila rezistă, ba mai mult decât atât, are șansa să se ducă la 3 goluri. Mă gândeam că CSM-ul va avea parte de un test foarte serios, dar sigur că nu mi-aș fi închipuit ca după mai bine de 30 de minute Dunărea Brăila să aibă șansa de a se desprinde la 3 goluri. Perianu pentru Cristina Gheorghe, folosită în interdreapta. Mai mult decât atât, Dunărea Brăila a pierdut-o pe Mădălina Zanfirescu de vreme în meci și ea s-a accentat la glezna stângă, am impresia. Încă un gol! Dunărea Brăila conduce cu 15-12 și se aruncă confeti după fiecare gol în această tribună tixită din sala polivalentă. Să vedem ce schimbări va opera Westergaard. Apărare avansată cu Gabriela Perianu, undeva la 9 metri, se retrage apoi. Mingea se duce în bară. 7 metri. 7 metri pentru CSM București după un foul făcut de Aneta Udriștoiu. Iată pe Elena Voicu. Da, închide târziu culoarul acolo Udriștoiu. Decizie corectă a arbitrilor. Gulden apără Voicu. Portăriță convocată de curând la națională pentru prima dată. Iată-o venind și confirmând în această partidă. Nu e vorba doar de această parată de la 7 metri. I-a avut câteva intervenții excelente, plus o pasă de contraatac dejucată. I-a ieșit undeva la 10-11 metri din poartă. Gulden se luptă să înscrie, să tragă la poartă, însă este întâmpinată acolo de Bebe Perianu. Cu zâmbetul pe buze, Elena Voicu știe că a făcut până acum un meci foarte bun. 3 goluri avans, CSM-ul nu-și mai poate permite să o lase pe Brăila să se depărteze. Pas odată greșit de Năsian Iombla. Fault comis însă de Bebe Perianu, care ridică mâna și cere scuze. De fapt, își recunoaște această infracțiune, ceea ce denotă fair play. Carmen Martin, jucătoare care poate să te readucă în joc. Iată pe Carmen Martin, cu zâmbetul pe buze. Nu e vorba doar de faptul că se simte bine că a marcat, ci și de un mesaj trimis, poate subliminal, adversarilor că nu există niciun fel de teamă că ar putea pierde această partidă. Eu cred însă că CSM București are mult de muncit pentru a trece de arțăgoasa Dunărea Brăila, care mai marchează odată. Încă un gol. Bucuria tristă în același timp, dacă se poate folosi această sintagma, a Mădălinei Zanfirescu, care pe de-o parte e supărată, negrăjită pentru acea accidentare pe care a suferit-o și poate rata astfel convocarea pentru lotul cel mare.
dar sigur care se bucură pentru reușitele echipei. 16-13 pentru Dunărea Brăila în fața CSM-ului. Timeout-ul lui Westergaard. De ascultat. Încă o dată, parada excepțională a Elenei Voicu și l-am auzit pe Westergaard care a folosit cuvântul power. Avem nevoie de forță acolo, cred că pe centru, pentru acea aruncare. Să vedem dacă va fi o aruncare din 9 metri mai puternică. Apărare 5+1 într-o primă fază a atacului CSM-ului, apoi imediat Perianu se retrage pe semicerc. Echipa e aparent într-un 6-0. Apără, exact din zona centrală s-a tras prin Nosian Iombla. Mingea e din nou dată CSM-ului. Sunt arbitri însă Din și Dinu cu multă experiență, oameni care au arbitrat meciul de Liga Campionilor. Apără Elena Voicu din nou. Aruncare de la Niombla. Dabisic iese la schimbare. Păstrată Ana Maria Tănasie, aici cu mingea în mână. Lângă este Tiron. Tiron a făcut o partidă foarte bună până acum. Are 5 goluri din 7 aruncări. Bianca Tiron, doar 21 de ani. Mingea ajunge la ea, Tiron se întoarce pentru Perianu, Tiron trage, Tiron! Ce torpilă! Cel mai frumos gol de până acum! Excepțională execuția lui Tiron, care a catapultat această minge direct la vinclu. 4 goluri avans pentru Dunărea Brăila, greu de crezut. Și mi închipui greu de acceptat dacă ești în tabăra tehnică a CSM-ului. 7 metri, Carmen Martin, față în față cu aceeași Elena Voicu. Carmen Martin, e gol! Și CSM-ul vine la 3 lungimi în spate. Reintră Timea Tătar pe pivot. Rămâne Cristina Gheorghe în interdreapta. Perianu în centru, Tiron inter stânga, în extrema stângă Tănasie, în cea dreaptă cred că e Lipară. O minge trasă foarte tare de data asta, totuși Tiron a exagerat. Aceeași Tiron, foarte aproape de Gulden. Joc foarte energic în defensivă, practicat de Brăilence. CSM-ului parcă nu-i vine să creadă că are parte de o asemenea opoziție. Jucătoarele lui Westergaard nu par să se fi trezit. Niombla, se înalță Niombla, mingea este blocată, deviată de acel zid, adevărat zid, din zona centrală, format de Perianu, de Gabi Suci și de Tiron. În extrema stângă, acolo unde spațiu e foarte mic pentru Mehmedović. Excelent s-au apărat și Elena Voicu e din nou acolo pentru a închide poarta. Cred că Voicu poate fi realmente o soluție în plus pentru Naționala României și trebuie să recunosc că m-a mirat sau m-au mirat mai bine spus câteva neconvocări
Voi reveni asupra acestui subiect. Meciul e mult prea palpitant. Iată-l pe Costică Buceschi, care le face semn fetelor să decoleze spre defensivă. Gulden blocată încă o dată, prinsă acolo într-o apărare unită a Dunării Brăila. Gulden, Jorgensen, din nou Gulden, Nyon Bla. N-am văzut-o deloc pe Torstensson folosită în interstânga. Pasă pe contra-atac pentru Ana Maria Tănasie. Tănasie schimbă direcția și marchează. Excepțională schimbare de direcție făcută de Tănasie, care o avea în față pe Nyon Bla. 18-14. Aruncare în forță Anei Maria Tănasie. Brăila, Brăila, se aude din tribune. Minge recuperată. Se apără realmente fără reproși această echipă a lui Costică Buceschi, care a introdus în antrenamente, și o făceam că de la HCM Baia Mare, multe exerciții care se regăsesc și în alte sporturi, inclusiv de la rugby. Antrenamente de la volei și așa mai departe. Aici încă un gol și CSM București este în momentul de față groghi. Cuvântul nu cred că e prea tare. CSM-ul a marcat doar două goluri în această repriză a doua și a primit, atenție, 7. Două goluri în 10 minute și jumătate. Mai pregătește schimbare. O va trimite pe Bazaliu în interstânga. Lopaci, e gol. Bucuria reținută a lui Lopaci, care a făcut un soi de echilibristic acolo pe semicercul de 6 metri. Foarte atentă să nu calce. Jucătoare de bună calitate, repet, care a evoluat pentru Brăila acum 5 sezoane. Între timp a jucat și pentru HM Baia Mare. E, aici o pasă greșită pentru Udriștoiu. O văd pe Bazaliu pregătindu-se să intre în teren. Sorina trimite în bar, mingea ricoșează direct în palmele lui B. Feriano. Una este să o conduci pe CSM București și alta este să reușești să și bați. Nu va fi deloc simplu pentru Brăilenge să treacă linia de sosire, însă mai vine un gol. Tiron, Tiron are o aruncare greu de citit. Aici mingea cred că a fost totuși un pic deviată, însă Tiron trage de obicei foarte, foarte tare. 20-15 și iată-l pe pe Costică Buceschi zâmbind. Trebuie să fie foarte mulțumit de felul în care se apără echipa sa. O echipă, repet, care a câștigat toate meciurile. Aici este Carmen Martin, care cu o sclipire reușește să facă șahmată apărarea adversă. Schimbare de direcție, apare în zona centrală, o depășește ușor pe Gabi Ferianu și Suci vine și închide un pic cam târziu. Torstensson cu arcada deschisă. Domnul Ionescu obligat să intervină acolo repede pentru a-i opri sângerarea. Este golul Anei Maria Tănasie, care o învinge și pe Grubișic. Grubișic intrat în locul Paulei Ungureanu și festivalul de goluri marcate de Brăilence continuă. Ce meci, prieteni! Încă un pic și ne apropiem de jumătatea reprizei a doua. Timpul începe să se scurgă din clepsidră pentru CSM București. Ar fi realmente un șoc și nu cred că poate să fie unul de bun augur. Vine Bazaliu și marchează în condițiile în care se apropie cu pași rapizi meciul de debut din Liga Campionilor pentru CSM într-o grupă foarte grea. CSM este în grupă cu Gheorghe din nou, cu Midtjylland și cu Rostov Don,
Manea perdantă a sezonului trecut, Rostov Don, echipa pe care multă lume o vedea în Final Four și eliminată până la urmă chiar de CSM. Nu mai vorbim de Gheor, care a suferit în finală. Sunt 4 goluri avans. Din nou această apărare, deseori foarte avansată a brăilencelor. Jorgensen, Gulden, Bazaliu care a intrat cu gol marcat, Martin, pasă pentru Lopaș, se descurcă Lopaș, dar acolo este Lena Voicu, încă o paradă pentru Voicu. Lopaș primește, nu e o poziție foarte ușoară pentru aruncătoare de mână dreaptă, dar este locul în care ea a vrut să se demarce, acolo a vrut să meargă această acțiune. A mers, s-a descurcat bine cu pirueta, cu pivotarea, însă n-a trecut de Voicu. Răia pare să-și fi încetinit un pic atacurile. E gol marcat de Udriștoiu. Torstenson primește acolo, la marginea terenului, îngrijiri medicale. Sigur, nu pare să fie nimic foarte grav. Ea a avut o accidentare care a ținut-o departe de teren multă vreme sezonul trecut. A intrat cu greu, însă a fost o piesă extrem de importantă în ceea ce a reușit până la urmă CSM București. O performanță uluitoare de a câștiga Liga Campionilor în fața lui Gheor, în fața lui Budușnost, ce să mai, de la prima participare în Liga Campionilor. CSM-ul și cu om mai puțin. Acum în apărare, aruncarea lui Bazaliu, care se duce în bară. Voicu era pe minge. Incredibil, totuși, 22-17 pentru Dunărea Brăila. Cere oprirea jocului Beperiano, pentru că mingea fie era udă, fie avea ceva impurități acolo. Suprafața de joc trebuie să fie perfect curată, altfel cu acel clister pe minge se pot lipi multe lucruri. Jucătoarele simt însă imediat atunci când iau mingea în mână. Se joacă pe parchet, e posibil ca uneori să mai iasă și așchi. Pasă în extrema dreaptă, însă mingea n-a venit suficient de tare. A pierdut un tempo acolo, aș spune, Andreea Lipară. A dus de la CSM Roman. A dus 10 goluri tot sezonul trecut, a marcat 9 în primele 3 etape acum. Și ea era într-o formă destul de bună. 7 metri. Aceasta este decizia. Torstenson, impasibil așa, așteptând să se rezolve aceste îngrijiri medicale pe care le primește. Carmen Martin marchează, trage direct la bară. Și CSM București se apropie la 4 lungimi. Repet, n-a fost deloc o misiune ușoară să o conduci pe CSM cu 4 sau cu 5 goluri, să o aduci în acest punct, însă cred că este înzecit mai greu să treci linia de finish cu avantaj. Rămâne de văzut. Folosită Mica Brădeanu în centru, ea n-a mai fost convocată la Naționala Mare, ei aici este atac pierdut, Grubișici cu pasa pe contra-atac, Carmen Martin, și este gol. Un gol pe care îl primește ușor aici Brăila. Martin s-a dus cât a putut de aproape de Perianu în speranța că va scoate și eliminarea de 2 minute. Cred că și Perianu s-a abținut în ultim moment să n-aibă vreun gest, să nu atingă în mod evident pe handbalista din Spania. Perianu, Tiron, vine Tiron, trage în bară,
Da, 9 metri, decizie corectă. Jacob Westergaard. Am închipui însă că va lua măsuri suplimentare în ceea ce privește pe Tiron. Cea mai periculoasă jucătoare, iată din nou pe Madalina Zanfirescu. Tiron are 7 goluri din 10 aruncări. O treime din golurile Dunării Brăila, practic. Trage Tiron și e gol! Ce aruncări are Tiron și are doar 21 de ani. Jucătoare atât de puternică și cred cu viitor. Jucătoare care va ajunge și ea, sunt convins, să fie piesă importantă la națională. Acolo pe poziția de inter stânga, sigur, avem cea mai bună jucătoare din lume, Cristina Neagu. Golul lui Gulden, marcat foarte repede. Și iată felul în care s-a manifestat Elena Voicu după încasarea acestui gol. A pedalat așa în gol. Tănasie pentru Udriștoiu. Cele două jucătoare foarte iuți au combinat mai devreme. A ieșit Eilon și a faultat. Din nou cu Udriștoiu în Inter dreapta. Interul dreapta nu prea a funcționat. Trage Tiron, mingea a fost însă deviată de o handbalistă a lui CSM București, cred că de Lobaci. Și e time-out pe care îl ia foarte bine aici, aș zice Costică Buceschi. Pentru că echipa intrase un pic în pană de idei, doar 3 goluri acum după ce au avut și 5 și sigur că e important dacă poți să marchezi aici pentru a păstra un ecart de 4. Hai să-l ascultăm. Că îi dă libertatea lui Tiron să tragă acolo dacă nu este nu e întâmpinată cu brațele sus, dacă nu se scoată, cred, la Udriștoiu, la interul dreapta, la Aneta Udriștoiu, care să încerce fie pătrunderea pe culoare, fie să dea drumul mai departe la succesiv în extremă. Sigur, trebuie să dai tot timpul variante, nu poți să vii doar cu planul A, pentru că el poate fi de jucat încă de la primul pas. Să te trezești că jucătoarea este blocată și echipa să intre în pană de idei. Tiron a fost introdus acolo Cârnici, iată pe Tiron care trage, însă ea a fost întâmpinată cu brațele sus, a tras totuși la poartă. Pasă dată bine, amenințare de joc pasiv. Din nou fault, ai 6 pase la dispoziție din momentul în care se ridică brațul. Tiron, trage Tiron, mingea ricoșează, e gol! Gol marcat de Timea Tătar, 24-20. Cu noroc aici, trebuie să recunoaștem, însă e un gol extrem de important pentru Brăilence. Hai să vedem cum reacționează CSM-ul. Foarte palpitantă această partidă și cu atât mai interesantă cu cât CSM-ul, repet, era poate cu gândul la Liga Campionilor și brusc are parte de aici de o poziție dintre cele mai dure. Elena Voicu! Îngerul zâmbitor și păzitor al porții Brăilei. Am tăcut pentru a-i asculta pe fanii brăileni. Aici o minge însă pierdută, recuperată de Oana Manea. Gulden mai departe, să vedem pe Curea. E gol!
Gol al CSM-ului care vine la 21-24. Iulia Curea s-a văzut prea mult, nici nu prea a fost folosită. N-a fost jucată. Iulia Curea, multă vreme jucătoare de națională. 3 goluri avans pentru CSM, care încearcă să-și lungească atacurile. Luată om la om de Oana Manea, Tiron, și e normal. Spuneam că era de așteptat ca Tiron să fie întâmpinată, însă Tiron găsește acolo breșa. A fost folosit blocajul, a trecut prin spate și a reușit să arunce. Cu un pic de noroc, din nou mingea trece de portar. E car de 4 goluri și eliminare de 2 minute pentru Natasha Cârnici, care se întreabă cum de ea primește această decizie. Hai să vedem. Este totuși cât se poate de corectă această semnalizare a arbitrilor. Antebrațul băgat direct în gâtul adversarei. Nu se pune problema. Eliminare de 2 minute. 25-21, însă pentru Dunărea Brăila. Gulden, Eilon, minge pierdută. CSM-ul nu doar că pierde mingea, dar pare să se piardă și cu firea, să-și piardă luciditatea, luciditatea pe care nu prea a găsit-o în această partidă. Și totul după ce bucureștencele, campioanele Europei, au cunoscut 4-1, lucrurile păreau să fie simple, le luaseră repede pe jucătoarele din Brăila, însă cetul cu cetul, handbalistele lui Costică Buceschi arată că aici lucrurile se fac serios. Și sigur că nu ai pe Tiron în formă, o să câștigi. Se putea da forțare, pentru că Sorina nu o văzuse. Este golul marcat însă din extrema stângă de Mehmedović. Era de revăzut și acel contact de la centrul terenului. Un pic supărat, cred, și Costică Buceschi. Nu este un personaj care să intre prea mult în acest joc al protestelor. Și-a scos portarul. Joacă, repet, curajos, un handbal modern. Am văzut modulele de apărare folosite acolo. Timea Tătar! Apariția Timei Tătar, care cred că a avut ghinionul sezoanele trecute să nu-și găsească poziția de titular la HM Baia Mare și a pierdut șansa de a evolua pentru Naționala României. Însă eu cred că Timea e o handbalistă realmente ce poate fi luată în calcul. De fapt, la un moment dat a fost chemată, repet, cred de Gheorghe Tadici, la trofeul Carpați în 2013, înainte de campionatul acela mondial din 2013. Până la urmă n-a mai fost reținută în lot, însă ea a fost la un moment dat cea mai bună marcatoare a HM-ului în Liga Campionilor, în, cred, primul sezon al echipei, 2013-2014. 7 metri scos acolo de Tiron, care este fără îndoială cea mai bună jucătoare a Brăilei în atac, pentru că voi, cum mi se pare, jucătoarea de remarcat în defensivă, sunt cele mai bune și importante piese de până acum. Mai sunt 6 minute, chiar mai puțin de atât. Dunărea Brăila are 4 goluri și e de imortalizat ce apare pe tabelă acum. Sau acum, când sunt chiar 5 goluri avans. Au mai fost 27-22 pentru Dunărea Brăila. Ritm susținut în care au evoluat handbalistele lui Costică Buceschi. E, și dacă toată lumea spunea că CSM-ul nu va avea niciun fel de problemă în a câștiga campionatul în acest sezon prin dispariția HM-ului din Baia Mare, acum s-ar putea să revină la calcule. Minge recuperată de Mehmedović pe urmărire. Gol primit pe inferioritate, pe superioritate numerică de Brăila. Sigur că CSM-ul a scos portarul. Are un risc în plus. Tiron pentru Udriștoiu. Încearcă pătrunderea Udriștoiu.
Scoate doar repunerea din 9 metri. S-au strâns bine acolo Oana Manea și Gulden. Oana Manea este în centrul defensivei. Gabi Perianu! Forțare! Foarte interesant a fost încercarea ei de a mima pasa, însă n-a reușit să o destabilizeze pe Gulden. Pasă pentru Line Jorgensen, care marchează și CSM-ul vine, culmea, tocmai în inferioritate numerică, mai aproape pe tabelă decât a făcut-o cu toate jucătoarele pe teren. Se descurcă foarte bine aici Line Jorgensen, al cărei nume, repet, se pronunță de fapt Jonsson. Toată lumea știe însă de Line Jorgensen. Daneza Jorgensen și a avut accentare destul de urâtă pe parcursul sezonului trecut. Cred că au fost pași în fault făcuți de Cârnici. Grubișici în prim plan. Mai sunt 3 minute și jumătate și 3 goluri. Dacă marchează aici Dunărea Brăila, cred că partida e câștigată. Timea Tătar a știut bine să tracționeze acest joc. Pasă pentru Driștoiu, se va intra în amenințare de joc pasiv, dacă nu cumva s-a intrat deja. Cu Driștoiu. Au tras la poartă, din nou va fi repunere din 9 metri, mai au însă la dispoziție probabil vreo 3 pase sau 2. Mingea se duce în afara terenului, deviată însă de o jucătoare a CSM-ului, va fi repunere din colț. Minge trasă, dar blocată acolo de aceeași Grubișici. Și acum pot să rea atacul pozițional. Gabi Suici rămâne pe teren, e de așteptat ca ea să joace acolo, tocmai pentru că e nevoie de ea în defensivă. E gol marcat de Dunărea Brăila! 28-29! Ce gol! În ce moment a fost Orșivski? Ar putea fi la fel de bine golul victoriei. Încerc să evit pe cât posibil cuvinte prea tari, dar cred că este realmente un șoc. Foarte greu, își face cruce acolo Mădălina Zanfirescu. Sezonul trecut CSM-ul a bătut Brăila fără niciun fel de probleme, tur-retur. O echipa Brăilei condusă de Costică Bucinski, care oricum a terminat pe 4. Și au fost semne că Brăila construiește ceva serios. Acum însă avem o dovadă cât se poate de clară. Atacul CSM-ului. Este gol marcat acolo de Line Jorgensen. CSM-ul încă speră. Sunt 3 goluri distanță. Tiron a făcut tot ce a putut în defensivă. Este luată din nou om la om. Jocul este oprit. Încă 1 minut și jumătate. Puțin probabil să se mai poată întâmpla ceva în favoarea CSM-ului. Pasa lui Tiron pentru Timea Tătar. Este gol! Este gol marcat de Timea Tătar și orice semn de întrebare ar mai fi fost cât de mic, a fost șters pur și simplu cu buretele. Elena Voicu și iată pe Costică Bucescu, care le cere calm, le cere jucătorilor să rămână calme. Are și un timeout, nu știe ce să facă cu el, nu-i mai trebuie practic. Gol marcat de Carmen Martin.
29-26. CSM București bătută de Dunărea Brăila în această etapă a patra. E, asta este într-adevăr o surpriză. Fanii sunt toți în picioare încât cameramanilor le mai e greu să filmeze din acel unghi obișnuit. Regizorul transmisiei a fost obligat să mute pe alte unghiuri. Între timp, un gol marcat de CSM foarte repede. Tiron, n-au nevoie să se grăbească. N-ar face decât să-și complice acolo final de partidă. Mai sunt însă 11 secunde și chiar dacă CSM-ul se apropie aici la două goluri, nu are ce să mai facă. Maximum gol ar mai putea să scrie CSM-ul. Pasă pentru Timea Tătar și este gol! E foarte important însă și cu ce diferență termin, pentru că nu se știe cum campionatul s-ar putea juca. 30-27, victorie pentru Dunărea Brăila în fața campioanei României și totodată campioanei Europei. O hora a bucuriei cu un Costică Buceschi care reușește să câștige această partidă. O victorie 30-27, 9 goluri pentru Tiron. De asemenea, foarte multe parade ale Elenei Voicu, însă au fost 3 goluri ale lui Tănasie, 3 pentru Perianu, 6 goluri Timea Tătar și 2 goluri Cârniș. De asemenea, Orșivski a marcat și ea. Un șoc serios încasat de CSM București chiar înainte de startul Ligii Campionilor. Eu sunt Costin Gava și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Dan este unul dintre tații numărul 1. Azi e ziua marelui meci și Dan a decis să-și ducă fetița la concert, deși știe că o va auzi strigând altcuiva: iubesc, Justin! Pentru că, mulțumită Magenta One, Dan nu pierde nicio fază din meci. Bine jucat, Dane! Acum, numai cu televiziunea de la Telecom, poți urmări toate meciurile din UEFA Champions League pe orice ecran. Le poți opri și apoi reiei de unde ai rămas cu noua funcție Pauză și Continuare. Cu Magenta One ai 6 luni de televiziune gratuită și un voucher pentru achiziționarea unui Smart TV. Comanda acum! Magenta One.